Ce șanse sunt ca un tânăr născut într-o familie de mari fotbaliști să nu urmeze totuși o carieră în sportul rege și pe deasupra să mai fie și extrem de modest? Am o bănuială că tot în familie a învățat această lecție. Bunilor sunt astăzi la noi pentru prima oară Matei, fiul lui Răzvan Lucescu și celebrul său bunic Mircea Lucescu. Bine ați venit! Bună ziua! Mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră! Domnule Mircea Lucescu, sunteți unul dintre cei mai iubiți oameni din fotbal. Astăzi vă descoperim în calitate de bunic, străbunic chiar. Cum vă simțiți în rolul acesta? Perfect. 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 Mai ales că, cum se spune, viața mi-am desfășurat-o în afară familiei, în general, pentru că mi-aduc aminte că am plecat de acasă pe la 16 ani, am stat prin cămine studențești, am jucat, am învățat. Pe urmă a venit o perioadă când a trebuit, din cauza cutremurilor, să plecăm din București pentru că ne-a dărâmat casa. M-am acuit pe la Hunedoara, o perioadă extraordinară din viața mea, 5 ani acolo, am crescut o generație de jucători, 7 dintre ei au ajuns în echipa națională, o demonstrație că jucătorii de talent se găsesc pe tot teritoriul țării sau peste tot în lume. Exact. Important să-i descoperi, să-i educi, să-i instruiești, să-i promovezi, să-i iubești, să-i împingi puțin în față. De aceea eu sunt de partea tinerilor în absolut toate domeniile. Încerc să ajut cât pot de mult, pentru că dau seama că e un moment foarte dificil pentru ei. Între 17 și 20, 21 de ani, un moment în care nu știu pe ce drum să o apuce. Au nevoie de noi și au nevoie de un raport excelent între copii, părinți, bunici, care au mai multă experiență și că pot să-i îndrume. Contează foarte mult și exemplu și ce văd în familia lor. Contează enorm de mult lucrul acesta, sigur. La urmă, cei 7 ani de acasă, exact, nu e o vorbă aruncată în vânt. E ceva de care noi trebuie toți să avem grijă, vorbim de cei tini. De aceea, aș vrea să-l întreb pe Matei, cum a fost pentru tine? Cum e pentru tine să ai un tată celebru, să ai un bunic de asemenea celebru? Sunt niște așteptări foarte mari. Da. Toată lumea se așteaptă la o carieră în fotbal. Corect. Lucruri pe care nu l-am urmat. Am decis un alt drum în viață. Da. Am ființat o fabrică de bere artizanală. Cumva am luat-o pe drumul meu. Deși am învățat foarte multe lucruri, atât de la părinții mei, cât și de la bunicii mei, cât de important este munca, cât de important este respectul și cât de important este atunci când ai un țel să muncești foarte mult ca să poți depăși toate obstacolele și toate barierele, încât să-l atingi, să ajungi acolo unde îți propui și să faci ceea ce îți dorești. Știi ce mă gândeam când erai copil? Nu erau geloși colegii tăi de școală pe tine? Stai puțin, că tu ești băiatul lui Răzvan Lucescu, bunicul tău este Mircea Lucescu și așa mai departe. Nu, atunci când ești copil, nu. Nu adică realizezi, eu cel puțin n-am simțit chestia asta. Mereu am mers cu colegii la meciuri, am mers împreună, am mers și în deplasare când s-a jucat faimosul meci Actio Rapid, am fost cu prietenii, colegii de școală în Ucraina. A fost foarte frumos. Singura, zic, o problemă, un dezavantaj este că atunci când eram mai mic, bunicii, mă rog, și tatăl meu erau foarte mult plecați de acasă. Acum, în ultimul timp, pe Mircea văd în fiecare zi, ne vedem zilnic, trece pe la noi, pe la fabrică și e extraordinar că ne vedem zilnic și... Dar când venea bunicul Mircea... El n-a avut parte de ceea ce a avut parte Răzvan, pentru că aminte că aveam 24-25 de ani, capitanul echipei naționale, veneam după meciuri, acasă steam prin Balta Albă, dusă nu așa de ușor, așa? Pentru că eram vreo 7 persoane care stăteam într-un singur apartament. Așa a fost vremea aceea. După care, devenind capitanul echipei naționale, obținut calificarea Mexico 70, am mai primit un apartament părinții mei. Că erau părinții mei, era fratele meu, era mama soției, soția eu și Răzvan. Toți eram în apartament. Veneam după meciuri și ieșeam pe locul de parcare. Pe vremea aceea nu erau
locuri de parcare atât de pline cum sunt astăzi și jucam cu el fotbal. El, o găgâldeață de om, cât avea 5-6 ani, eu printre ei, cu toți copiii lui, de alături. Câteodată mai striga cineva de sus, de la etajul 6-7, golanule, vagabondule, cum te zici copii, că copiii țipau. Da, eram printre ei. Și așa a crescut Răzvan. Răzvan a crescut cu această dragoste extraordinară pentru fotbal, de la 2-3 ani. Mai târziu am plecat. El s-a născut când eu deja eram în Italia. Nu mai putea să fie alături de mine. Sunt convins că dacă aș fi fost alături de el sau el alături de mine sau alături de tatălui mai mult, pentru că a mers la studiu, în sfârșit, ar fi luat și el această carieră de fotbalist. Pentru că, în general, copiii își urmează părinții. Da. Ceea ce văd în casă, încearcă să continue. Că sunt notari, că sunt medici, că sunt avocați, că, indiferent ce altă meserie, chiar meseriile frumoase, cele manuale și la fel, corect. Tâmplar sau sudor sau nu știu ce, în general încearcă să-și depășească, să intre într-o competiție cu părinții să-și depășească părinții. De aceea eu sunt extrem de încântat pentru Răzvan, sunt convins că mă va depăși. Cum el a ales să nu intre în competiție și să-și facă propria lui, propriul drum în viață. Străbunic, credeți că vreun strănepot? Eu sper că strănepotul, pentru că tatălui iubește fotbalul de o manieră incredibilă. Așa că strănepotul sunt convins că va reuși acolo. Matei cu Marilu și cu... Asta era Matei când era mic. Deci Marilu, sora lui... Și dacă ar fi să te gândești, Matei, la cele mai prețioase sfaturi pe care ți le-a dat bunicul Mircea Lucescu? Tatăl e mai important. Tatăl a fost mai aproape. Tatăl a fost mai aproape, dar... Pentru că sunt eu aici. Da. Amândoi m-au susținut foarte mult pe tot parcursul proiectului. Și cumva mi-a arătat că e foarte important determinarea în orice ce faci, să ai forța să mergi mai departe. Asta e, cred că, cel mai prețios lucru pe care îl iau cu mine de fiecare dată când încep să fac un lucru nou sau în orice proiect în care mă angajez. Ce ți-au spus despre familie, despre importanța familiei? Pentru că tu ești foarte tânăr, ești căsătorit, ai copii, deja, da? Da, am o fetiță de 6 luni, Zoe o cheamă. Să-ți trăiască. Mulțumesc. Cumva ei mi-au arătat cât de importantă este familia și importanța de a fi o familie unită. Și cumva mi-am dorit și eu lucrul acesta. Am o soție foarte frumoasă, Ioana o cheamă. Și împreună ne-am făcut o familie foarte frumoasă. Avem și un câine, Jerry. Și ieșim în fiecare zi, ieșim la plimbare. Chiar eu... Vreau să adaug că în familia noastră lucrurile s-au petrecut în felul următor. Eu m-am căsătorit la 21 de ani, terminând facultatea, soția termina facultatea, eu eram ultimul an de facultate, o pierdeam. Dacă pleca era, terminat la facultatea, era la repartiție. În sfârșit, la 21 de ani, imediat a apărut Răzvan. Același lucru s-a întâmplat cu Răzvan, s-a căsătorit la 21 de ani, imediat au apărut copiii, Matei și Marilu. Ei, la fel, s-au căsătorit foarte, foarte repede, pentru că eu am considerat că familia e lucrul cel mai important. Și atunci când îți întemezi o familie, încep responsabilitățile. Și mai ales, eu, cu jucătorii mei, îi sfătuiesc să căsătorească de vreme. Pentru a da și soților de lucru. Exact. Pentru că ei sunt de cantonamente, în deplasări, în jocuri, antrenamente, toate astea. E foarte greu. E important. Asta o învățasem de la cei dinaintea mea, Cruyff, Beckenbauer, tot așa. S-au căsătorit și spuneau ce importantă este familia în performanța sportivului, mai ales a jucătorului de fotbal. Sunt sporturile individuale care sunt cu totul mult mai dificile. Acolo nu te poți căsători decât după ce termin cu sportul, pentru că călătorești peste tot. Dar în sporturile de echipă este extraordinar de important. Vedeți, mă uitam și campioana, nu e un exemplu pozitiv, campioana lui la fotbal, când fetele de acolo au declarat foarte că sunt lesbiene, pentru că trăiesc în felul acesta împreună. Și spuneau că echipa
capitana echipei, că viața care o duc ei, tot, îi aduc în astfel de, da, de momente. De aceea, să se căsătoare de vreme. Să ia viața, așa, pentru că viața de familie este extraordinară. Dacă știi să o, s-o duci, să o conduci, să o... Așa, să o învălui, în iubire și în respect. Da, înțeleg că Matei ai avut... Unde ai făcut nunta? Da, nunta am făcut-o acasă la bunicii mei la munte. A fost o nuntă extrem de restrânsă, am avut 30 de invitați. Da. Și a fost o mică petrecere în familie, cam asta. Da, cum așa? Adică nu ați vrut, nu știu, o nuntă de asta exclusivistă, pe nu știu ce loc, pe nu știu ce iaht, pe nu știu ce, adică... Nu, am preferat să o ținem în familie. Noi suntem o familie foarte strânsă și am vrut să o ținem cumva între noi, să avem niște momente ale noastre, ale familiei, care să ne aducă mai aproape și așa ne vedem destul de rar și cumva ne-au apropiat aceste momente. Aș vrea să ne spuneți acum despre... Nu, în primul rând, credeți-mi, și ideea și lui Răzvan și a mea că nu trebuie dintr-un astfel de eveniment atât de intim să faci un show. Sunt mulți care preferă altceva. Sigur, amintirile sunt acelea, știi, interpretată nunta ca atare, dar până la un anumit nivel. Da, dar cumva sunt foarte mulți prieteni de familie, sunt convins, prietenii ai dumneavoastră, prietenii lui Răzvan și așa mai departe. Oameni el care... a ținut să o facă în intimitate. Asta, da, prietenii lui. În ce proiecte sunteți implicați la momentul ăsta? Înțeleg că tu ești acum cu această fabrică, da? Da, am început de curând, am deschis o fabrică de bere artizanală. Da. Și am făcut prima fabrică de bere artizanală transparentă, în care absolut totul este la vedere. Avem o zonă în care se servește berea, da? Și poți să vezi tot ce se întâmplă în spate. Cum muncim, cum producem berea, ce ingrediente folosim. Deci tot procesul tehnologic, să zic așa, exact, este la vedere. Exact. Totul e transparent și cumva asta ne impune și noi să fim mult mai atenți. Totul trebuie să fie extrem de curat, fiindcă toată lumea vede tot ce se întâmplă înăuntru. Și chiar ne-a ieșit o bere senzațională. Bravo, da, felicitări! Și a preluat și un brand celebru care era dat la o parte. Și asta e lucru foarte important, pentru că noi nu trebuie să uităm rădăcinile noastre, nu te uităm ceea ce au făcut alții înaintea noastră, da, și au impus. Mă refer și la fotbal. Au dispărut în ultimii ani, așa, cu o dezinvoltură incredibilă din partea, sau, vă spun, neatenție din partea celor care puteau să rezolve problemele. A dispărut Rapidul, a dispărut, da, Steaua, a dispărut Timișoara, a dispărut Argeș, au dispărut și în fotbal, Constanța, cluburi de tradiție, da, cluburi cu 100 de ani de istorie. Ca urmă să apară ca niște așa ciuperci după ploaie, tot felul de cluburi care după un an, doi dispar. Și este și un motiv pentru care fotbalul românesc nu are consistență, pentru că pentru a obține performanță e nevoie cu o echipă, e nevoie în primul rând de istorie, în al doilea rând de tradiția câștigării titlurilor, în al treilea rând de o putere economică importantă, de o posibilitate de a susține această echipă, în al patrulea rând o înțelegere din partea organelor sportive, deci o politică sportivă foarte bine dusă. Toate astea creează acel brand de care lumea are nevoie, suporteri au nevoie de așa ceva. Se creează acum un brand important cu Halep. Da. Trebuie să știi că copiii se atașează de astfel de momente extraordinare, pentru că le dă posibilitatea să se simtă orgolioși, mândri că sunt și români, că fac parte din acea colectivitate sau acel personaj care obține succes pe subcurilor echipei României. Deci toate astea sunt extrem de importante pentru viitorul nostru și nu ar trebui să ne gândim să readucem în prim plan ceea ce a făcut țării noastre o imagine pozitivă din toate punctele de vedere de aia. Și pe plan internațional noi ne-am remarcat întotdeauna cu performanțe sportive deosebite. Adică... Să nu uităm că înainte de 90 am ajuns pe locul 2 în clasamentul Olimpiadei din Statele Unite. Sau chiar dacă nu au participat o parte din țările socialiste dar și în celelalte competiții olimpice, noi am fost totdeauna acolo.
6, 7, 5, 6, 7, de, deci o performanță deosebită, mult peste nivelul puterii economice a țării din acea perioadă. Știți ce aș vrea să vă întreb? Ce își mai dorește Mircea Lucescu acum, după o viață de succes în sport, după ce ați obținut performanțe deosebite? Ce v-ați mai dori? Succesul copiilor mei, nepoților, strănepoților, succesul copiilor care au trecut prin mâna mea și au ajuns jucători de un alt nivel valoric sau cu succese profesionale extraordinare. Sunt mândru când ei mă sună, îmi trimit mesaje, mă întreb cum sunt lucrurile și doresc ca să fim sănătoși și ce să-mi doresc? Îmi doresc să fie pace în lume. Ce să... Mulțumim tare mult de vizită. Baftă în afaceri, Matei. Ne-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă astăzi. Mulțumim pentru invitați. Noi vă mai invităm, dacă poate ne întâlnim și în formula completă. Poate veni să beți și o bere. Și veni să beți și o bere. Să vedeți dacă e așa cum spune el. Exact, să vedem transparența procesului. Mulțumim tare mult încă o dată. Toate cele bune.